Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În această dimineață vom discuta despre un subiect care a născut o dezbatere aprigă pe fondul, pe grupurile de investiții, și anume ne vom referi în deosebi la cursul de imobiliare, la pricing-ul cursului de imobiliare pe care îl va susține Bogdan Dinu de la Căruța cu Bani în București pe 19-20 octombrie, că la Ring Grand Hotel, mi se pare. În fine, locurile s-au ocupat, însă există posibilitatea achiziționării acestui curs și în format video. Și mi s-a spus să vorbesc mai rar, ci că vorbesc prea repede. Așa e, am defectul ăsta. De multe ori vorbesc prea mult și prea repede. Aici nu se observă că vorbesc prea mult, fiindcă este chiar un vlog și pe vlog asta trebuie să vorbești. Dar asta nu pare ciudat, adică n-ai senzația că vorbești singur în casă, știi? Nu, că zici că e vlog și te mai ascultă cineva, adică pare ok. Dar că vorbesc prea repede, deci trebuie să vorbesc mai rar. Băi, și a fost aici o întreagă dezbatere, de asta m-am și gândit să fac acest video despre pricing-ul cursurilor de investiții și costul informației în era digitalizării, care foarte, foarte multă lume. Bine, era un sondaj, adică chiar asta trebuia să-ți expui părerea. Băi, cum ți se pare pricing, știi? Și foarte multă lume a zis, domne, mie mi se pare scump. Care sigur este o opinie personală, fiecare are dreptul la opinie, nu? Dar problema nu e că e scump, știți? Eu am postat odată, mi-aduc aminte, apropo de imobiliare, un anunț pe un grup de expați, în care am postat un imobil pe care l-aveam în acel moment liber, adică se vacantase, da, plecase chiriași, cu prețul de 800 de euro redus de la 1000 de euro, adică ofeream 20% discount. Da? Și am specificat acest lucru că este o ofertă exclusivă pentru expați. De ce? Păi nu vreau să lucrez cu românii, în primul rând. Da? Din motive lesne, de înțeles, sper. Adică nu aveți nevoie de un curs de imobiliare ca să vă explic de ce nu e bine să lucrezi cu români, clienții. Da? Știți, presupun, sau măcar ați avut astfel de experiențe practice din zona imobiliară. Și evident aș fi preferat un expat care să mă degreveze de multe alte probleme care se puteau ivi pe parcurs. Și am oferit această ofertă cu discount. E și cred că în 3, 4, 5 comentarii, deși sigur era o proprietate în zona de nord, foarte spațioasă, cu un confort foarte mare, nu intru în detalii. Foarte multe comentarii, 3, 4, 5, nu mai țin minte exact, erau de genul ăsta. Domne, dar e foarte scump, tu ne jefuiești cu prețul ăsta. Ce este prețul ăsta? Cum poți să închiriezi cu 800 de euro? Păi ești nebun la cap. Adică tu îmi spui mie, tu îmi dai mie lecții cu cât ar trebui eu să îmi pun oferta la vânzare? Deci îmi spui tu mie ce să fac cu proprietatea mea pe banii mei, dar chiar atât de nesimțit ești? Cum e că te jefuiesc? Dar te-am obligat eu? Dar stai puțin, că nici nu te primesc la vizionare, stai liniștit, nu te impacienta. Te-am obligat eu să-mi dai bani? Nici vorbă, cum ar zice domnul Dan Sulica. Eu mi-am pus un anunț, am făcut o ofertă cu discount, că acum se poartă discountul, știți că consumatorul dacă vede prețul tăiat, gata, imediat se duce să-l cumpere. Nu contează că oricum e supraevaluat. În cazul ăsta nu era. Din punctul meu de vedere, nici oferta de 1000 de euro la ce oferea respectiva proprietate nu era un preț mare. Sigur, era pe o nișă, eu înțeleg, era greu de găsit clienți pe nișa aia. Dar prețul era chiar sub prețul pieței. Și am vrut, băi, ca să n-am bătaie de cap, că mie nu-mi place asta cu imobiliarele, da? Închirierea pe imobiliare mie nu-mi place. Este un domeniu pe care îl detest, vă zic sincer. Și ca să încheie această dezbatere, această degringoladă, am zis, bă, fac un discount pentru expați, oameni civilizați, ca să rezolvăm rapid problema, știi? Și m-am bine, cred că câtă impertinență să-mi spună ăla că e prea scump prețul pe care eu l-am selectat. Bă, da, ești nesimțit? Dar te-am întrebat eu dacă să-ți dai cu părerea dacă e scump sau ieftin. Păi treaba mea la ce preț vreau să vând. Dacă n-ai bani, stai dracu' în banca ta, nu mai comenta, da? Deci, niște sărăntoși, mai erau și de pânțări din astea, dracu, de nu, că n-am cum să primez musulmani în casă, știi, de exemplu, nici vorbă. Tu niște țări de astea dubioase, stai, bă, stai puțin, că n-ai înțeles.
Eu mă refer la spa zona euro, deci, da? Din țări din astea, din zona euro. Stai un pic, că ești out of the league oricum, nu te impacienta. Că, știi că au venit să răuni niște turci că să-mi dai 1000 de euro. Pleacă, mă, de aici, te și plimbă ursul. Nu primesc turci în casă, da? Sau musulmani, de ăștia, tot felul de naționalități de astea dubioase. Nu vreau să ne facem marocani, mă, ștoate-n pizda, mă, ce cauți în România? Da? Acum ce facem? Importăm arabi din tot felul de țări? Bă, ne, suntem europeni sau ce dracu? Și să-i primesc la mine în casă? Du-te-n paștele, mă, nicio șansă, știi? Deci, pornind de la acest aspect, fiindcă văd că discuția a deviat într-o zonă, doamne, scump, ne scump. Nu, așa se pune problema. Domnul Căruța este un investitor cu experiență, domnul Căruța câștigă bine, are un alt standard de viață și până la urmă are dreptul să seteze ce preț vrea el pentru cursurile lui. Sigur, și noi avem dreptul, dacă suntem întrebați, să oferim un feedback, domnule, e scump, nu e scump. Problema este alta. Problema este alta. Mie mi se pare o discrepanță între aparență și esență. Dacă ați citit încă o dată dialogul Phaidon, acolo era semnalată această discrepanță între aparență și esență și mă rog, se spunea de altfel și că cunoașterea înseamnă reamintire. Da? Era dialogul celebru socratic în care aflam că cunoașterea înseamnă reamintire. Între timp, cunoașterea, da, s-a mutat în această lume digitală. Aproape toate informațiile sunt disponibile digital. De asta spun eu că costul informației în epoca digitală este gratuit. Este zero. Aproape orice informație o poți găsi digital. Sigur, nu structurat. Asta este partea ta de muncă, munca de research, tu trebuie să-ți faci lecțiile, da? Deci, ideea de a plăti, mai ales pentru cursul informat digital, un preț mare, pare cumva arhaică, da? Mi-aduc aminte că am plătit odată pentru un curs de poker. El era cursul, nu știu, cotat la 500 de euro, mi se pare. Păi și l-am cumpărat cu discount de la cineva cu 100 de euro. Și după o lună de zile am constatat că cursul respectiv, nu doar că era gratuit, piratat, îl găseai gratuit, dacă mai mult decât atât, persoana de la care îl cumpărasem, îl luase gratuit și mi-l văzuse mie pe 100 de euro. Ca să vedeți cât de prost am putut să fiu, eu crezând că fac o mega afacere, că îl cumpăr mai ieftin. În ceea ce privește investițiile, și aici am achiziționat cursul lui Valentin Nedelcu și Dan Sulica, e adevărat, nu neapărat pentru curs în sine, care este util dacă vreți pentru începători, dar eu cred că deja trecusem de acea etapă, cât pentru a beneficia tot așa de o ofertă bundle prin care aveam acces și la coaching, ceea ce eu simțeam că am nevoie în momentul acela să discut cu cineva, să aflu mai multe idei, mai multe detalii, pentru a mă impulsiona, sigur, ca eu însumi să cercetez mai mult zona asta de investiții, să spunem așa. Cred că adevărata, mă rog, dacă vreți așa să spunem, adevăratul beneficiu al cursurilor pe care le-am luat a fost tocmai această, să spunem așa, motivație pe care mi-a dat-o să studiez mai mult și networking-ul pe care această comunitate l-a creat. Din participarea la, nu știu, câteva evenimente, cunoști oameni noi, cunoști oameni cu interese comune, e un lucru interesant, dacă vreți. E, revenind în actualitate la cursul domnului nu Sulica, Bogdan Dinu, ce iese puțin din tipare este că el spunea că el face totul pe dai boș, da? Face totul pe gratis pentru comunitate. Chiar m-am uitat pe blogul său și atât în rubrica de coaching îmi zicea, domne, totul gratis, nada, cât te costă, nada, nada, totul pe gratis, da? După care ne-am trezit cu acest curs la un preț destul de mare pentru, mă rog, bugetul unui român și într-un domeniu în care, oricum, bariera de intrare e destul de mare, că puțini au bani să cumpere imobile și cam ce, adică e cam ciudat să știi curs de imobiliare, nu? Ce să, adică cursul de imobiliare, ai găsit imobilul, ai cumpărat, ce curs de imobiliare, știi? E o chestie, eu înțeleg ideea de a împărtăși din experiența cuiva, înțeleg multe chestii. Dacă se referă la experiența specifică de renovat și chestii, trestii, schimbați evi,
Recunosc, sunt o calamitate totală, sunt total handicapat la așa ceva, dar sigur n-am de gând sau nu mi-am propus să învăț asta dintr-un curs. Bun, dacă domnul Căruța are contactele lui, muncitori ăia care să facă, să dreagă, cu mare drag, sunt dispus să intermediez acest lucru. Dar nu vreau eu să învăț, chiar nu mă interesează să mă apuc să renovez apartamente. Da? În rest, absolut toate celelalte detalii despre apartamente, eu personal le cunosc și mi se pare de bun simț și oricine le poate găsi gratuit. Chiar pe blogul domnului Căruța, dacă nu în altă parte. Asta nu e o informație care să aibă sens a fi structurată, un curs pe imobiliare. Ca domnul Căruța să aibă stimă de sine să vorbească și să povestească cât e el de bun pe imobiliare, probabil pentru el are sens. Dar pentru mine să plătesc, nu știu, cât costă cursul ăsta, mi se pare că n-are sens. Deci nu neapărat în ideea că e scump. Nu, dar n-are sens. Procesul nu are sens. Procesul cognitiv nu are sens. Interesul dezbaterii nu există, din punctul meu de vedere, pentru o chestie evidentă. E evident că un apartament trebuie să fie decomandat. E evident că un apartament trebuie să fie în proximitatea metroului. E evident că nu trebuie să cumperi imobiliare noi. E evident că, nu știu, trebuie să aibă ăștia, stâlpi de rezistență, da? Că nu trebuie să fie cu risc seismic. Că nu... Deci sunt multe lucruri evidente. N-am timp să le povestesc acum pe toate. Ideea de a avea un rezumat, o chestie structurată, poate fi utilă în măsura în care costul e modic. Bă, pentru 100 de lei, ca să am totul structurat, da. Dar nu 1000 de lei. Pentru o chestie evident. Da, nu, eu nu discut prețul. Ideea era că domnul Căruța a spus că el face lucrurile pro bono. După care din pro bono s-au transformat în centru de cost. Adică, domnule, nu este chiar gratuit, ci este doar gratuit în măsura în care atinge punctul de break-even în care eu mi-acopăr costurile. Fair enough. Adică eu zbor cu avionul, eu vin în București, eu trebuie să închiriez sală, eu trebuie să-ți dau cafeluța de la ora 5. Păi ce vrei acum, să scop bani din buzunar? Nici vorbă, cum ar zice domnul Dan Sulica. Nu vrem asta, nu-i așa? Și atunci, da, ai putea spune ce zice domnul Căruța, 100% SOTO are sens. Numai că aceste costuri se amortizează numai din prezența celor care vin fizic la curs. Păi bun, da, înțeleg că cursul în format digital, care bună oară nu te costă nimic în plus, nici ca efort de a-l produce, nici ca cost propriu zis, are cam același preț ca și cursul în format fizic. Și întrebarea e de ce? Bun, că așa vrea domnul Căruța, e o întrebare justificată. Adică e poate fi un răspuns justificat. Dar din a fi centru de cost, deja se transformă în a fi centru de profit. Pentru că ne costându-te nimic în plus, intri în zona economiilor de scală. Da? Deci costul tău fiind zero al fiecărei unități adiționale, orice vânzare în plus înseamnă profit. Orice autoritate de reglementare, o știm cu toții, nu are dreptul, prin lege, să funcționeze decât la nivelul prețului de cost. De exemplu, dacă te duci la Vila BNR Cumpătul, din Sinaia, vei vedea ciorba de burtă 2 lei sau 3 lei. Bă, nu o vând cu mai mult, că e centru de cost. Domnul Căruța, deși inițial înseamnă că totul e gratis, bă, a zis, domnule, eu sunt centru de cost. Eu nu vreau profit din cursurile astea, eu o fac pentru plăcere. Bun, dar atunci de ce atât de scump? Dacă e centru de cost și de ce ai percepe costuri după ce tu ți-ai amortizat costurile? De ce mai percepi prețul? De ce mai vinzi în continuare la prețul ăsta dacă ți-ai amortizat deja costurile? Deci ceva n-are sens. După care zice că stai așa că eu le donez profiturile suplimentare. Ok, dar de ce ai dona profiturile când scopul tău ar fi cel de a oferi educație financiară care să fie accesibilă cât ori mai mult? De ce nu donezi cursurile? Chiar mi-a scris acum ieri un amic, mi-a zis, băi, uite, un amic care are bani destui, nu-i vorba de asta, dar îi se pare și lui ridicol să plătească 800 de lei pe un curs pe imobiliare. Zic, bă, hai să strângem bani, să punem bani, ca să cumpărăm cursul domnului Căruța, să punem mai mult. Și zic, bă, nu sună rău ce spui,
Dar eu mai mult de 100 de lei n-am de gând să dau. De ce? Păi în primul rând, n-am de ce să fac achiziții imobiliare în perioada asta. În al doilea rând, cursul ăsta nu va dezvălui deal-urile domnului Căruța sau cum renovează domnul Căruța apartamentele, cu cine le renovează. Ceea ce erau 80% din informația care m-ar fi interesat. Restul de 20% oricum o cam cunosc. Deci așa, ca idee să am în casă, nu știu, să mai uit la domnul Căruța cât de frumos ne povestește imobiliare, sincer aș da 100 de lei. 200 de lei mi se pare deja că intru într-o zonă de speculație, ies din margini of safety. Nu merită pentru un curs să-ți ia bani. Sigur, ar putea să-l șeruiască cei care deja l-au cumpărat pe gratis, dacă vor, știi? Dar aici e vorba de dreptul de proprietate intelectuală. Noi nu avem WC-ul în fundul curții. Noi nu avem autostrăzi. Bă, dar în schimb, două lucruri avem. Justiție și proprietate intelectuală. Mor pe te cași pe tine de râs. Și atunci sigur, bă, știi ceva? Lasă, domne, povestiți-mi voi cum a fost la cursul domnului Căruța, că o să fie suficient, știi, ca în Hanul Ancuței, povestirea în ramă. Oricum, 90% din foraj, eu am citit tot blogul domnului Căruța, eu cam știu ce idee are domnul Căruța pe zona imobiliare. Asta este o chestie de un fel de recapitulare, adică nu are ce să vină, cu ce să vină în plus. Și ți-am zis, așa 100 de lei aș fi dat la modul ăsta, hai bă, hai să vedem, să mai vedem o recapitulare, știi, ca și cum am zis la un film. Nu, eu sunt frugal, îmi pare rău, nu. Și observ chestia asta, deci eu voiam să mă edific. Dom'le, ori e gratuit, ori e centru de cost, ori e un produs freemium. Nu știu dacă ați observat, furnizorii de VPN-uri aveau o chestie. Dom'le, eu îți ofer VPN-ul ăsta gratuit o perioadă, da? După acea perioadă, ca să furnizezi, ca să ai acces la servicii, cu toate trebuie să plătești. Sau dacă vreți, uite, cazul MailChimp, da? Deci furnizorul de mail-uri, da? Cel cu care lucrezi pentru a trimite mail-uri, ei au tot așa o versiune freemium până, nu știu, 1000 de contacte, să zicem, după care te costă. Ok. E, acum s-a schimbat mindset-ul. Nu mai îți oferă gratis o perioadă sau pentru niște atribute limitate, și își cere bani și zice după aia, da, dai timp de nu știu câte zile opțiunea de money back. De ce s-a schimbat mindset-ul? Pentru că lumea și-a dat seama că tu foloseai doar servicii freemium, gratuite și nu mai făceai upselling, cross-selling, nu mai îți îmbunătățeai oferta prin a plăti serviciu. Pe când așa, cumpărându-l și având opțiunea de money back, ți-e rușine să mai dai bani înapoi. Adică o să te duci tu la domnul Căruța sau la domnul Sulica să zici, domne, da, uite, cursul ăsta al tale n-a fost rău, dar totuși parcă aș vrea bani înapoi. Nu o să te duci pentru că ți-e rușine, ți-e jenă, știi? Și atunci cumva e o condiționare psihologică să, ca odată plătind prețul, tu să-ți accepti țeapa tacit, în mod tacit. Zici, bă, sigur că mi-am luat o țeapă, dar hai că poate e ultima, știi, din viața asta. E o chestie psihologică făcută, știi? Și atunci, din chestia aia prin care ți-o oferea gratis, acum tu plătești, dar vezi, doamne, money back, da? Și de fapt se ajunge de la a fi o chestie gratuită la un produs freemium care, până la urmă, costă foarte mult. Cam asta este ideea și cu domnul Căruța și cu blogul său. Inițial, totul gratuit, totul facem pentru oameni, pentru una, pentru alta. După aia, bă, totuși eu am niște cheltuieli, că eu vin cu avionul, eu mă deplasez, eu una, eu alta. Hai să fiu totuși centru de cost, știi? Centru de cost, dar eu totuși am încasări suplimentare. Da, lasă că le donez. Dar eu totuși aș fi vrut să fac bine comunității, dar eu nu donez cursurile. Doar banii extra unor copii sărmani. E complicat. Ce pot eu să vă spun? Eu nu pot să, n-o să fac niciodată cursuri, să vând cursuri. Adică dacă faci un curs, da, care te costă faptul că l-ai făcut odată, diseminarea lui mai departe n-are cum să fie decât un cost la nivelul costului marginal. Da? Prețul trebuie să fie la nivelul costului marginal, ca să nu fie un preț monopolist. Pentru că nu te costă nimic să-l diseminezi. De-aia există piraterie. Deci în secolul digital mi-aș da seama, bă, ce rost are
să cumpăr domnul cursul domnului Căruța cu 10 milioane când pot să-l piratez și să-l obțin pe gratis. Sau când pot să fac cheptă să cumpărăm 5 oameni în același curs. Corect. Încă o dată, costul informației în secolul 20 și 1, că noi suntem în lumea civilizată, este zero. Este zero. Cum să mai dai bani pe cursuri, oricât ar fi ele de bune, când informația o găsești gratuit? A, că eu am făcut un curs, l-am pus la vânzare și pentru a-l disemina am pus un preț modic. Ok, incentivul de a pirata devine mic, că dacă e 100 de lei, ha bă, dă, lasă, că uite și omul a muncit, știi? Dar când văd că prețul e 1000 de lei pe un curs digital care e făcut odată și vândut de 1000 de ori, bă, dar ce dracu spit, adică nu putem să ne strângem 10 oameni să punem cât 100 de lei? Ba da! Ba da, evident, că e o aberație, știi? E cu totul altceva când e vorba de coaching. Eu v-am spus, eu am plătit pentru cursul lui Valentin, de exemplu, pentru că îngloba atât un curs, sigur inutil, de care n-aveai nevoie, cursul digital, îl îngloba într-o ofertă bundle, da? Care presupunea și coaching. Coaching-ul e altceva. Coaching-ul presupune că dialoghezi cu acea persoană, coaching-ul presupune că în primul rând e vorba de timpul lui fizic pe care ți-l acordă numai ție, nu discut coaching-ul, coaching-ul e altceva. Mi se pare justificat să plătești pe coaching. Mi se pare justificat să plătești pentru un curs unde te prezinți fizic, unde sunt costuri de, mă rog, închiriere, costuri cu sala, costuri cu una, cu alta. Sigur că da. Bine, încă o dată, domnul Căruța spunea că el face pe gratis sau în cel mai bun caz că e centru de cost. De la gratis am ajuns la centru de cost și am ajuns ca un curs digital să coste 8 milioane sau 7 milioane. Eu nu discut costul, încă o dată, că v-am plecat de la ideea inițială, dar principiul contează. Și mi se pare că pricing-ul cursurilor de investiții în era digitalizării, când costul informației este zero, este foarte ridicat, e nejustificat. Și dacă vreți un argument bombă, extra, e nejustificat și prin prisma că noi nu avem educație financiară și nu există cerere decât din partea unor amatori care nu știu cu ce se mănâncă, senzația că banii se fac de azi pe mâine. Nu există cu adevărat cerere, oamenii sunt săraci, nu există cu adevărat cerere pentru produse de educație financiară. Și mi se pare cumva că toate chestiile astea intră într-o zonă asta de înșelătorie, adică de păcărire a oamenilor. Că ei cumva se așteaptă să le dai o soluție miraculoasă să facă bani peste noapte. Și chestia asta nu se va întâmpla. Iar chestia aia cu money back e cea mai mare fraudă. Păi niciodată nu o să vină unul la tine, bă, că e rușine să-și ceară bani înapoi. Și mie mi-ar fi rușine, sincer vă spun. Știți câți oameni s-au țepuit la Kiyosaki? Știu o persoană pe grup care avea exact dreptul ăsta să ramburseze un serviciu cerut de Kiyosaki. Și îmi zic, păi de ce n-ai făcut-o? Păi mi-a fost rușine. Cum o să-ți fie rușine dacă tu știi că ți-ai luat țeapă? Eu chiar făceam și scandal. Bine, eu când mă enervez foarte tare, devin foarte nervos, știi? Nu pot, mă, că mi-e rușine, știi? Asta e chestia, rușinea. Pe asta se bazează ideea de money back. Ți-e rușine să recunoști că ți-ai luat țeapă. Cam asta e, doamnă și domnule. Deși nu sunt preocupat de locuințe noi, dacă fiindcă e febra asta a imobiliarilor, zilele astea sper să reușesc să particip și la târgul imobiliaru și probabil luni vom avea un video și despre asta. Haideți că ne-am lungit un pic, dar sper că am acoperit toate aspectele importante. Și uite că nici n-am discutat despre comentariile oamenilor cu privire la cursul unui Căruța. Atât de condate de aici, o zi bună în continuare, numai bine. La revedere!